Astăzi este 7 ianuarie 2019. Da, încă sunt șocat după ce m-am cântărit. 146 de kilograme am. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi este duminică, fraților, tocmai s-a încheiat a 10-a săptămână din programul meu de slăbit. La începutul clipului am pus câteva secvențe din 7 ianuarie, de când m-am apucat eu de vlog, de când m-am apucat de slăbit, să vedeți și voi diferențele, pentru că sunt foarte multe persoane noi pe acest canal care probabil nu au văzut acele clipuri. Vă sfătuiesc pe toți să vedeți acele clipuri pentru că sunt foarte interesante, să vedeți cât de mult m-am schimbat, cât de mult am slăbit și starea generală s-a îmbunătățit foarte, foarte mult de atunci. Eu m-am pregătit, mă duc acum jos să mă cântăresc, iar voi între timp o să vedeți toate mesele pe care le-am avut. Iar la sfârșitul clipului vedem împreună câte kilograme am reușit să slăbesc săptămâna aceasta și tragem ultimele concluzii pentru săptămâna 10. Și am început a 10-a săptămână de dietă cu o cafea îndulcită cu 2 lingurițe de miere. Prima masă de astăzi am aici o ciorbă de pui. Dă-mi și mie o lingură, te rog. Să amestec un pic, să vadă oamenii. E ora 7:30, târziu, n-am mâncat nimic. Mi-am pierdut toate ferestrele anabolice. Am terminat sala acum o oră. Nu știu cât o să mai crească mușchii. Ia uitați, cu aripă de pui. Ziceam că trebuie să mâncăm din 4 ore în 4 ore, să avem 4-5 mese pe zi cu proteină, câte 20-30 de grame de proteină pentru a crește masa musculară cel mai bine, la potențialul maxim. Dar eu cum mănânc o dată la nu știu câte ore, e foarte greu să mănânc înainte să plec la sală, când vin de la sală iarăși mi-e foame și mănânc pe la 7, prima masă, după cum vedeți. Și la felul 2 am aici un sos făcut acum, ceapă cu roșii, carne de pui. O să-mi pun și-o puțin să mănânc. Cam atât mi-am pus foarte puțin și cu puțină pâine din asta făcută în casă. E așa bun sosul ăsta, de nu vă pot explica. Singura problemă este că mănânc multă pâine. În rest este super ok. Vedeți, am aici și piept de pui, dar o să mai mănânc puțină pâine. O să mai rup puțină să... pentru că nu mi-a ajuns. Și ca desert mi-am luat aici pepene, cred că am jumătate de kilogram. Să mai am o gustare așa mai încolo. Foarte bun pepenele pentru că are foarte puține calorii și foarte multă apă. Era să și uit să filmez ultima masă. Mi-am făcut aici o pizza și am împăturit-o. Am tăiat-o în două, cam așa arată. Și mă voi duce să mănânc la laptop și mă voi mai lua și un castron din ăsta cu pepene. Am băut cafeaua și am plecat la sală, fraților. Am aici o comandă, mă duc să-i o duc unei doamne și după aia tragem tare de tot la sală. Ora 6, am venit de la sală, prima masă să fie un iaurt de băut de 400 de grame de la Lidl, foarte fresh și foarte răcoritor pe căldurile astea. Și la cuptor am o pizza, n-am mai pus roșii și ceapă, am pus decât ciuperci. Ok, hai să ne și cântărim, să vedem câte kilograme am. Trebuie să monitorizez mai de aproape kilogramele pentru că vreau săptămâna asta să ajung la 116,4, să fie 30 de kilograme slăbite. Mamă, 117,6. Mult. Pizza este gata, cam așa a ieșit. Am băut și iaurtul ăsta, am terminat pe tot. Inițial am mai pus ceapă și roșii pentru că am zis că o să mănânc cu iaurt pizza asta, dar am terminat iaurtul până s-a făcut pizza. Aici mai am o cola 0, 0 calorii, o apă la 1,5 litri, bol sec, apă minerală. Și mergem sus la laptop. S-a făcut ora 10 seara, nu prea mi-e foame, dar mi-am făcut aici o prăjitură din asta cu ciocolată de la Jim Beam. Am pus prea mult lapte și a ieșit prea apoasă și după aia am băgat-o așa cu farfuria la microunde încă 30 de secunde. Am pus sos cu 0 calorii peste. Deja am gustat-o, este delicioasă, are și multe proteine pentru că am observat că nu prea mănânc suficient de proteine. S-a făcut 11 seara, am aici ultima masă pe ziua de astăzi. Am peste 1 kg de pepene aici, asta înseamnă peste 1 litru de apă. Mă va ajuta foarte mult să-mi umplu stomacul
și este foarte slab caloric. Și aici am o pizza fără roșii, mi-am pus decât ceapă, ciuperci, mușchi și cașcaval. Puteți să vă faceți cum vreți voi pizza asta, să puneți ce vreți voi pe ea. Aveți grijă în schimb la cașcaval, pentru că acela are cele mai multe calorii. Mă gândeam acum și număram câte calorii am mâncat astăzi. Am mâncat două pizza, asta înseamnă 800 de calorii, pentru că o pizza are aproximativ 400 de calorii. Am mai mâncat un iaurt, încă 200 de calorii, sunt 1000 de calorii. Prăjitura aceea, Makeiku, are și aia 250 de calorii, 1250 de calorii. Și un kilogram de pepene, asta înseamnă 300 de calorii. Deci 1550 de calorii pe ziua de astăzi. Foarte, foarte puțin și nici necesarul de proteină nu cred că l-am atins. Cred că am mâncat vreo 60-70 grame de proteină, ceea ce nu este optim pentru masa musculară, dar mai importantă este slăbirea. Vă leu ce aici! Ia uitați, fraților, ce carne de asta de la garniță, ce poftă mi s-a făcut, dar nu voi mânca. Pentru prima masă astăzi nu voi face clătite proteice. Astăzi nu mă duc la sală, e ora 3 și asta este prima masă. Ok, cam asta e rezultatul final. Mi-a ieșit, ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5 clătite și încă una pe care am mâncat-o eu, 6. Au ieșit mult mai bune acum. Asta vreau să vă spun, să folosiți iaurt de băut, adică să folosiți lapte acru, orice fel de iaurt, orice fel de lapte, pentru că ies mult mai pufoase și mult mai bune. N-am pus foarte mult, vedeți, 100 de ml și 2 cupe de protein pancake din acestea. Mă duc acum sus să le mănânc, pentru că am și o cafea acolo care mă așteaptă cu 2 linguriță de miere. Nu o să mai îmi pun sirop peste pancakes, o să le mănânc exact așa cum sunt. Ok, tocmai am făcut 5 minute pe bicicletă. Am aici o bicicletă în spatele meu. Uitați cât de transpirat sunt, pentru că nu mă voi duce astăzi la sală, o să fac vreo 4-5 serii de câte 5 minute la bicicletă. Nu este mult, dar este mai bine decât să nu fac nimic. Cam așa arăt după a treia serie. Am făcut 3 serii de câte 5 minute pe bicicletă. Este foarte greu pentru mine, nu sunt obișnuit să fac cardio. Nu prea îmi place să fac cardio, însă este foarte bun pentru a slăbi. Dacă puteți să faceți o oră de cardio pe zi, este extraordinar, pe lângă antrenamentul cu greutăți. Sunt de 2 luni jumate la dietă și slăbirea devine din ce în ce mai grea. Trebuie să mă obișnuiesc să introduc cardio în antrenament, pentru că altfel o să fie foarte greu să mai slăbesc. Ok, haideți să vă arăt acum ce suc îmi fac, pentru că am nevoie de energie, iar siropul ăsta de cătină este extraordinar pentru energie. Este 100% natural, conține numai pulpă de cătină și miere. Vedeți, mierea s-a lăsat în jos, pulpa de cătină s-a ridicat, pentru că mierea are o densitate mai mare. Îl voi agita așa, să se omogenizeze foarte bine. Ia uitați ce frumos s-a făcut. Acum îmi voi prepara un sirop din ăsta cu apă plată. Nu mai am apă minerală, am băut-o pe toată, deși cu apă minerală îmi place cel mai mult. Dar nu contează, dacă nu avem apă minerală, este foarte bună și apă plată. Putem să-l bem și așa cu lingurița, să luăm câte 2-3 lingurițe. Așa, punem apa acum până sus și îmi va da energie să îmi continui antrenamentul ăsta de cardio. Vreau să mai fac încă 3 serii, să fac o jumătate de oră astăzi, în total. Noroc. N-am mai băut nicio de mult siropuri din astea pe care le fac. Așa se întâmplă, când ai foarte multe, nu bei, nu consumi. Sunt foarte, foarte fraier la faza asta, pentru că este extraordinar de bun și îți dă foarte multă energie, mă ajută foarte mult la antrenamente. Ar trebui să beau câte un sirop din ăsta înaintea fiecărui antrenament, în fiecare zi, adică. M-a întrebat cineva câtă apă trebuie să bea pe zi, 2 litri, 3 litri, 4 litri. Sincer să vă zic, nu prea are importanță. Diferă de la om la om, de la activitatea fiecăruia. Dacă ești un om foarte activ și transpir foarte mult și depui foarte mult efort, e normal să bei mai multă apă, să bei 4-5 litri pe zi. Dacă ești un tip mai sedentar, este ok să bei și 2 litri. Bineînțeles, și alimentația este foarte importantă, pentru că dacă mănânci multe legume, fructe, ciorbe, acestea au foarte multă apă. Fructele și legumele au în principiu 80-90% apă și atunci automat trebuie să bei foarte multe, foarte multă apă, mai ales dacă nu ai nicio activitate fizică foarte intensă. Dacă vreți să știți, dacă sunteți hidratați corespunzător, vedeți de câte ori vă duceți la toaletă. Pentru treaba mică, normal este să te duci de 5-6 ori pe zi și mai bine este dacă te duci de 8 ori pe zi, iar dacă te duci de peste 10 ori pe zi, înseamnă că ai probleme cu prostata, trebuie să consulți un medic. Și bineînțeles, culoarea trebuie să fie cât mai transparentă, cât mai deschisă, atunci ești foarte hidratat, este foarte bine. Cu cât culoarea este mai închisă, mai galbenă spre galben închis, așa, atunci înseamnă că ești deshidratat, trebuie să consumi mai multe lichide. Ai cules mere? Mamă, dar ce bătute sunt!
Sunt cam bătute. Sunt bătute rău, așa. Hai să luăm și niște prune. Hai, Maia. Hai, vedițu. Hai. Iar faci plăcintă? Ah. Să pui mai multe scorțișoare la plăcintă. Zici că sunt verzi, așa se vede. Mamă, ce mișto arată. Hai că mi-a ajuns. Ok, am spălat fructele astea și acum le voi mânca. Am terminat antrenamentul de bicicletă. Vă sfătuiesc și pe voi să mâncați multe fructe. Nu contează ce fructe, important e să mâncați fructe, fraților, pentru că sunt foarte bune pentru slăbit. Tabletă cu lapte și cremă de lapte costă 1,25 lei. Un leu 25 costă, fraților, o tabletă de ciocolată și are 500 de calorii. Haideți să vedem ce conține. Conținut de cremă maxim 40%, zahăr, grăsimi vegetale hidrogenate de palmier, iar mama lui de ulei de palmier, zer praf, lapte praf, pudră de cacao, lecitină de soia, aromă de lapte, conținut de cacao minim 4%. Aromă de lapte, hidrogenat de nu știu ce, numai tâmpenii. Mâncați, fraților, fructe, că sunt mult mai bune pentru dietă, mult mai bune pentru sănătate. Față de ciocolata asta care are numai tâmpenii, este super ieftină, ați văzut și voi, 1,20 lei sau cât mai v-ați zis, fata asta aici, foarte, foarte ieftină și toată lumea poate să-și cumpere tâmpenii din astea, încercați să le evitați cât mai mult. Ce bine miroase, la scurtișoară. S-a făcut ora 7, o să-mi pun aici niște sos din ăsta la încălzit, făcut de maică mea, este foarte, foarte bun, foarte aromat și merge foarte bine cu pâinea. Ca să înlocuiesc pâinea, m-am gândit să pun în loc soia, cuburi din astea de soia, să le fierb 30 de minute și apoi să le amestecăm cu sosul și să țină în loc de pâine, așa, pentru că soia are 50% proteină, iar pâinea are decât câteva grame. Ok, cam așa arată rezultatul final. Am pus 2 pumni de soia, 2 polonice de tocăniță și o bucată de carne, o pulpiță de pui. Și cam așa arată. Nu sunt cel mai mare fan soia, însă are foarte multe proteine. Mi se pare chiar scârboasă, însă pentru că sosul ăsta este foarte aromat, nu-i mai simt gustul. Și cineva m-a întrebat în comentarii cum aflu câte calorii au mesele pe care le gătește mama mea. Nu prea am cum să aflu exact, însă pot să presupun. La prima vedere așa aș presupune 3-400 de calorii, însă dacă stai să analizez mai bine, cred că are dublu numărul de calorii pe care îl aproximezi înainte, așa că ai mare grijă dacă mănânci mâncare gătită, încearcă să o mulțești cu doi apoi. Nu știu câtă carne de pui conține pulpa asta, ca să pot să-mi dau seama exact, dar cu siguranță 100 de grame de pui negătit are 120 de calorii. Sosul ăsta fiind făcut cu roșii proaspete de la mediul solar, nu cred că are foarte multe calorii, însă, uitați, posibil să aibă și ulei pentru că se vede. Deci posibil să fie adăugat maică-mea ulei. Și am și grăsimea de la pulpă, nu știu pe unde e, dar cu siguranță e aici pentru că am văzut când am pus. Eu mănânc și pielea de la pui și are și aceea grăsimi, are și aceea calorii. De-aia zic, la prima vedere, dacă vi se pare că are 3-400 calorii sau mă rog cât vi se pare vouă că are, încercați să o mulțiți cu 2 pentru a fi sigur că ați aproximat în plus și nu în minus. Mai bine să aproximezi în plus. Da, și cum am zis, această tocăniță merge foarte bine cu pâine, însă pentru că mi-am dat seama că eu consum cam puține proteine, am ales să pun în locul pâinii să pun soia asta, care are 50%. Oricum, nu mi se pare că am pierdut masă musculară, ba din contră, mi se pare că se văd mult mai bine mușchii, sunt mult mai puternic, mă simt mult mai bine de când am slăbit atât. S-a făcut ora 10 seara, am aici 1,5 kg de pepene, încă nu mi-este foame. Probabil că voi mânca peste o oră, o să fac o pizza din aia, dar până atunci o să mănânc din pepenele ăsta. S-a făcut ora 11, am aici o sticlă de 2 litri de apă pentru că cea pe care am luat-o la prânz și mi-a făcut siropul s-a terminat. Am băut foarte multă apă și am mâncat foarte multe lichide astăzi, o grămadă de pepene, de fructe și mai am aici o pizza din asta pe lipie, dietetică, 400 de calorii. Am pus și roșie și ceapă și ciuperci, țin bulion, mușchi, file de porc și puțin cașcaval. Stați să vă arăt că am uitat să o tai și o voi mânca așa, așa o voi face. Ca un taco, vedeți? Și astăzi începem ziua tot cu o cafeluță cu 2 lingurițe de miere, după care mă voi duce la sală. Am terminat sala, uitați câtă apă am băut, aproape 2 litri de apă și vreau să vă arăt cum e tricou. Este super, super negru. Am transpirat foarte tare, ia uitați până unde s-a dus apa. Și pe picioare la fel, ud pe aici, tot. Abia aștept să ajung acasă acum să vedem câte kilograme am. Băi, fraților, ce tot face maică-mea aici, că miroase așa bine, a scurțișoară și amăr. Dacă n-a făcut la tranșe din astea de mere, cred că le congelează, nu știu ce le face. În fine, hai să mergem să ne cântărim.
Să vedem câte kilograme am. Așa. Tragem cântarea aici pe pătrățică. Pe 0. 116,6. Este, mă. Am un pic, 200 de grame. Sper să le dau până duminică. Se facă 30 de kilograme slăbite. Mi-am făcut aici încă un sirop de cătină. Să-mi dea foarte multă energie și mă voi băga pe bicicletă. Pentru că mai am foarte puțin de slăbit până duminică și mai am câteva zile, așa că vreau să mai trag un pic la bicicletă, să mai fac puțin cardio, să stau fără emoții duminică, o să ajung la 30 de kilograme slăbite. Gata, am terminat și bicicleta, uitați un purga apele după mine, am făcut decât 10 minute, mă voi duce acum să fac un duș și apoi să mănânc, să vedem ce mănânc, pentru că nu am mâncat nimic astăzi, nu mi-a fost nici foame. Ok, s-a făcut ora 8, mi s-a făcut și mie puțin foame și am venit să mănânc. Avem aici o pâine făcută de tata și mi-am tăiat și un colț. Asta e din aia cu semințe. Îngrașă și asta, la ca o pâine normală, dar măcar nu mai are chimicale. Și cu ce pot să mănânc pâinea asta dacă nu cu o ciorbă tradițională, așa, cu carne de porc, costiță, proaspătă, făcută acum de maică mea. Ia uitați, mi-am pus două bucăți de carne. Mamă, ce-mi place carnea asta de porc. Și cu multe legume. Văd aici dovlecel, morcov, ardei gras, pătrunjel, o grămadă de legume. Mâncați-vă ciorba că e foarte bună pentru slăbit. Sunt foarte multe legume, foarte multe vitamine, avem și proteine, e perfectă ciorba. S-a făcut ora 10, am mai ajuns doi porumbi de la unchiul meu. Ea fierb maica mea, m-am pus puțină sare peste ei și deja m-am băgat să-i mănânc, sunt foarte buni. N-am mai mâncat porumb de foarte mult timp și chiar mi-era poftă. Și s-a făcut ora 11, iar pentru ultima masă o să-mi fac un terci din ăsta de ovăz. Am aici pe plată, puteam să-l fac și cu lapte de soia, însă am vrut să mai economisesc calorii. O să punem și din asta. Ok, suficient. Și să dăm drumul la foc. Și între timp mai am tăiat aici pepene, un kilogram de pepene. O să mai adaug și proteină din asta, o cupă de proteină în terci. Să-l facem proteic. O cupă din asta de proteină are 20 de grame de proteină. Ce fantastic, cu aromă de ciocolată. Hai că am prins și blițul să vedeți mai bine. O să-l dau un clocot decât. Îl dăm un clocot și-l oprim. Nu trebuie să-l ținem foarte mult, deja s-a îngroșat, vedeți? Am mai adăugat și apă, pentru că era prea puțină apă. Și pudrea aia de proteină o să mai atragă din apă. Și nu vrem să iasă foarte tare. Gata, uitați, a dat un clocot, a început să iasă bule, s-a îngroșat foarte bine. O să opresc ăsta. Să opresc focul și o să pun proteina acum și o să adăugăm și niște sirop de ciocolată cu 0 calorii pe deasupra. O să vă arăt imediat produsul final. Și acesta este rezultatul final. Ia uitați ce mișto arată, ce bine arată. Miroase foarte bine. Abia aștept să-l gust și vă puteți face și voi ori dimineață, ori seara când aveți voi chef. Nu cred că am pus mai mult de 50 de grame de fulgi din ăștia de ovăz. Am gustat din el acum, este foarte bun. Se simte aroma de ciocolată de la proteină și sosul de ciocolată intensifică aroma și este super, super bun. Asta mă interesează să fie dulce, să aibă puține calorii și să aibă proteină. Ok, hai să vedem câte calorii trebuie să mănânc eu pentru a o menține. Am scris pe Google calorii menținere și intrăm pe primul calculator. Ok, am introdus toate datele aici, vedeți, înălțime, greutate, vârstă, sex, bla bla, și activitate fizică, sedentară, foarte puțin sau deloc exercițiu fizic, ușoară, exercițiu sport ușor 1-3 zile pe săptămână, moderat, exercițiu sport de nivel mediu 4-5 zile pe săptămână. Cam aici m-aș încadra, dar hai să punem ușoară, să ne luăm o marjă de eroare și să dăm calculează, să vedem ce ne spune calculatorul ăsta. Ia uitați aici, greutate normală, între 60 și 81 de kilograme, mamă, și am 117, adică am pus greutatea de săptămâna trecută, vai de capul meu, pe la 80 de kilograme cred că aș fi stafidit. Pentru a te menține la greutatea actuală, îți recomandă să consumi 2949 de calorii pe zi. Pentru a slăbi 0,5 kg pe săptămână, îți recomandă să consumi 2449. Fai de cap, mă. La caloriile astea cred că m-aș îngrășa. În afară de o oră jumate, două ore de sport pe zi, nu sunt atât de activ. Ce mai fac pe aici prin curte, dar nu mare lucru, așa că la 2500 de calorii aproape, cum îmi recomandă ei pe zi, ca să slăbesc 0,5 kg pe săptămână, probabil m-aș îngrășa. Nu știu, mie mi se pare că mănânc mai puțin de atât, nu mai puțin, 1500-2000, cam așa maxim. Astăzi am început ziua cu cafea, cu două lingurițe de miere, am fost la sală, acum am venit și vreau să mai fac al doilea antrenament, să mă urc pe bicicletă și să bag 15-20 de minute, poate chiar 30, să vedem. S-a făcut ora 8 și pentru prima masă a zilei am aici un ospăț, uitați cât de bine arată.
avem un saca, avem și prăjitură cu mere acolo în stânga. A făcut mai cum o altă prăjitură, fără foietaj, cu pandișpan acum. E foarte bună ciorba asta, îmi place foarte mult. E una dintre celulele favorite și eu voi mânca cu pâine din asta de casă. A făcut aici mai aici o pâine neagră. Cam atât am pus și pentru felul 2, o să bag puțin, am încălzit acum. Mâncare normală, musaca, ciorbă și prăjitură cu mere. Ia uitați, mi-am luat decât două feliuțe de prăjitură și acum mă duc sus la mine să le mănânc liniște, că mai mi-a suit la niște seriale turcești. Rosto, hai! Hai, Rosto, hai și tu! Hai cu mine. Azi mi-am pus niște porții normale, dar mă simt super sătul, super plin. Am mâncat de-am rupt. Facem aici mai niște mâncăruri foarte, foarte gustoase, sunt foarte bune. S-a făcut ora 10 seara, am aici un castron din ăsta destul de mare de pepene galben. Probabil că asta va fi ultima masă pe ziua de azi. Încă mă simt super sătul, masa aia mare de acum 2 ore încă n-a apucat să se digere și nu cred că voi mai mânca nimic în seara asta pentru că au fost destul de multe calorii acolo. Ok, hai să vedem câte kilograme am. Vedeți, este pe 0, cântarul s-a făcut duminică. Doamne ajută să fie 116,4. 116,1. Mamă, super bine. Am slăbit 30 de kilograme. Yes. Ia uite să rățină. 116,1. Wow, sunt super fericit. Vedeți că am scris și aici pe foaia mea 116,1 kg. Vedeți, am plecat de la 130,5 kg în a treia perioadă de slăbire. În sezonul 3 din nou slăbește, însă v-am pus acolo la începutul clipului imagini. Pentru că mulți de noi pe acest canal și n-ați văzut clipurile mai vechi. Am trecut pe 7 ianuarie, am plecat de la 146,4 kg. Asta înseamnă că am slăbit peste 30 de kg. Uitați, fraților, cam câtă apă am băut eu săptămâna aceasta. Foarte multă apă, adică beți cât să vă cere organismul. Știți, nu trebuie să bei 2 litri, 3 litri, 5 litri, nu are nicio relevanță. Când se sete, trebuie să bei apă. Da, fraților, a fost o săptămână nebună și aceasta sunt foarte fericit că am reușit să ajung iarăși la 30 de kilograme slăbite. Ia uitați ce bine mi se văd acum mușchii și brațele. Sunt foarte mulțumit de cât am reușit să slăbesc și săptămâna aceasta, sunt 900 de grame. A fost o săptămână foarte grea, a trebuit să bag două antrenamente în unele zile, pentru că slăbesc din ce în ce mai greu acum, însă am reușit să fac lucrurile acestea pentru că sunt foarte motivat și vreau să vă mulțumesc pentru că datorită vouă am reușit să slăbesc așa mult. M-ați motivat foarte tare cu comentariile voastre, cu like-urile și cu vizualizările. Vă mulțumesc încă o dată și nu uitați să vă și abonați la acest canal pentru că nu o să monetizez niciodată canalul acesta. În schimb, mă ajută foarte mult psihic, mă ajută foarte mult să slăbesc. Toate lucrurile acestea îmi dau așa o energie pozitivă și mă motivează foarte tare să continui lupta pentru că mai am 20 de kilograme până ajung la 50 de kilograme slăbite. Nu vreau să mai lungesc foarte mult acest clip pentru că deja este destul de lung. Am vorbit foarte mult săptămâna aceasta. Dacă aveți întrebări pentru mine sau vreo sugestie, lăsați-o în secțiunea de comentarii. Voi citi toate comentariile și voi răspunde. Sper că reușiți și voi să vă motivați și să începeți o perioadă de slăbire dacă aveți nevoie să dați câteva kilograme jos. Sper să vă inspirați din mesele mele și să încercați să mai slăbiți pentru că acum este cel mai ușor, acum este vară, este cald, este mult mai ușor să slăbești. Sunt foarte multe fructe de sezon, sunt foarte gustoase și au foarte puține calorii. Acestea sunt aliatele noastre în lupta cu kilogramele în plus. Până data viitoare, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare, să consumați produse apicole pentru că sunt foarte bune pentru corpurile noastre și baftă la slăbit. V-am pupat, ceau!